Altmătura. Avem trei proiecte pe ordinea de zi. Vor mai fi și două procese verbale a ședinței ordinare de luna trecută și cea ordinară de acum două săptămâni. Plus trei proiecte suplimentare pe care ne le propune domnul primar. Doamna secretar, vă rog să notați invitații sau participanți la ședință, domnul Ilie Cavalero. Ce numești? Domnul Țercu. Și domnul Țercu. Facem prezența întâi, deci lipsește acum... Domnul Ciorcela. Și domnul Brânză, nu? Atât. Domnul Brânză trebuie să fie da, avea o problemă. Haideți să-mi dau... Îi întrebăm pe domnii care sunt participați la ședință. Doriți să luați cuvântul înainte sau doriți să luați cuvântul la diverse? Eu vreau primul că am treabă. Eu am un singur subiect, cu fotbalul, cu echipa asta. Vreau să știu și eu, ne ajutați cu ceva, nu ne ajutați. Am vorbit cu domnul primar, am vorbit cu Rădu, cu cine mai fost duminic. Ce tu ai făcut? Și am plecat, n-ai mesat. Ce domnul mă consulat, domnul Bogdașul ăsta? Dacă n-am intrat, nu știu. Problema e că nu stăm cu... Deci, ce bani s-a dat? Vorbim cu soletate la un jucător. S-a dus undeva la vreo 16 milioane, în timpul ăsta, 1600 lei. Nu iese bani. Noi ne-am lungit cu echipă, cu jucăm până pe 2 septembrie final. Am venit să spun banii, ăștia băieții m-au duminic un meci acum și termină cu sala, cu mărgurea, cu așa. După aia am zis să începem să băgăm de 3 meciuri. E recoare, e bine, se poate juca să facem o dată cu spectacolul cu care faceți Maria. Dimineața să fie finala mică, finala mare, premiere și după aia spectacol. Eu așa zic că e părerea mea. Dar pentru asta, nu știu, sunt bani pentru competiția asta sportivă, nu sunt. Domnul Cavalero, eu v-am spus și la, cred că duminica am discutat pe teren în aspectul ăsta. Bugetul local, premieri nu se pot face decât pentru olimpici și pentru profesorii sau îndrumătorilor care i-au ajutat să ajungă în statul de acord. Deci bani pentru așa ceva nu se dau. Atunci eu cu băieții care suntem noi și care dăm înainte până să termin banii. Că sunt la banii, vin cu listă, o lasă aici, așa de banii, cer pe cer, i-a trimit și m-am retras. Noi am mai discutat aspectul ăsta și în fiecare an trebuie au fost dezvoltate. Nu știu ce vă faceți de... Eu nu fac nici, dar știi bine mă întâmplă treabă și el și Trestarul și ăla, băi, dar ai vorbit, dar eu vorbesc, dar nici să nu vorbesc degeaba, să mă trezesc, mai sunt 2, 3, 4 meci. Ai început, ați vorbit degeaba? Nu. Păi da, nu. Nu ce are mărică? Se rezolvă treaba? Că de mărică se rezolvă. Nu vă rămâne la acum, să-i concentrezi. Dar cine vă rămâne? Sigur că vă rezolvă asta. Da. Nu toată problemă. Eu sunt vizionare sincer. Tot aia, în fața aia, nu stau de la scoată. Înțelegeți, nu mă rog cu Mila, cu buldozeră. Să vină buldozeră pe dezastru. Da, aici o să intervenim. Trebuie să vedem cum stă să vedem. Să intervenim. Cred că am așteptat să fac un pic. Atunci, când vrea că intervenim în forță acum, o să rămână exact de cu stratul, dar să zic așa. Facem o monologie. S-o vrea să apropii și o să intervenim să ajungem. Ceva trebuie făcut, măcar provizorii, pentru că nu se poate urmă. Uriți la mine, nu se poate urmă. Eu le zic să mulțumim lui Dumnezeu cum unii ca la alții care au fost cu zic. Păi, pe la Dacia, de la seamă, la recureșterea de monologie. Știu. Dar nu am pierdut nici vederea aspectul ăsta, am așteptat să vedem cum evoluează vremea. Nu, bun. Și intervenim... Mulțumim și intervenim duminică, care vreți să participați. Aici ori duminică încep la ora 10. Da, la ora 3. Poftim? Da, eu prins pe care nu știu, mă doare gura. Domnul Țier, cu dumneavoastră doriți să discutați la diverse sau doriți să discutăm acum înainte problema pe care o aveți? Sau ați venit să asistați la ședință? Nu, eu am asistat la ședință. Și discutați aici. Mai avem un domnul. Ce proiect aveți aici? Da. Domnul, cum vă numiți? Marco. Da. Marco. Așa, sunteți cu... Da, poate să fie viitor primar aici, v-ați să discute de aia. Bun, am salutat, cum zi plăcut. Ion Tudor sunt eu, Marius Ion. Marius? Da. Bun. Dați-mi voie să dau citire. Da? Rapoartele de avizare pentru cele trei proiecte de care le-am primit. Da? Avem
avem cuvântul necesar, că avem un alt domeniu public. Avem cuvântul necesar pentru adoptarea ei? Da. Înțelegeți. Proiectul numărul 1 de pe ordine, sau, scuzați, procesele verbale. Da. Dați-mi, vă rog, doamna secretar, procesele verbale. Procesul verbal al ședinței, dar pe amândouă scrie extraordinar. Dar nu e nicio problemă. Luăm data. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Măgura de data de 31.05.2018. Cine este de acord cu el? Abține? 31.05. 31.05 e vorba de ședința ordinară de acolo. Abține. Domnul Talal. Îți potrivă? Domnul Talal. Deci cine s-a, domnul Niță, vă abțineți la 31? E pe aia, e pe aia. Domnul Talal, pe 31 la 5-a. Abținere. A fost filmată. 31 la 5-a? Da, a fost filmată. Da, a fost filmată. A fost filmată. E ședință ordinară, domnul Talal. A, e, deci, sunteți de acord? Nu. Bun. Să abține. Și domnul Trezdar, vă abțineți, da? Nu știu, era cu fost filmată, dar cu deci suntem 13, 11 pentru. Și doi, procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Măgura de data de 11.06.2018. Cine este pentru? Abține? Abține. Domnul... Eu n-am fost. Așa, acum scrie. Mâna mai curajos. Una, două... Domnul Talal, domnul Prestar, domnul Niță și domnul Pitic n-au fost prezent la ședință. Din 13, 9 pentru. Deci a fost aprobat procesul de bani. 4 opțiuni. Doamna secretar, eu o să dau o citire celor 3 proiecte de hotărâre care sunt în procesul în convocat. Era pe urmă discutat despre cele instrumentare. Da? Proiectul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a Serviciului Public de Salubrizare a Comunei Măgura, județul Bacău, numărul 6006 din 12.12.2005 per 248 pe 13.01.2006. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind avizare curs, construire locuințe și sediu firmă, extravagant cu una de la Bacău, beneficiar, Pușcașul Paul Codrin, Pușcașul Nicoleta Elena, Pușcașul Gheorghe, Pușcașul Tudora, Ciubotarul Frigilinte Alexandru, Ciubotarul Frigilinte Iuliana, Cosma Neculai, Cosma Elena și Consiser Construct SRL, suprafața 10.438 metri pătrați. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind validarea, invalidarea mandatului de consilier local al Comunei Măgura, al domnului Radu Nelu, membru PSRU, pe locul devenit vacant. Domnul primar dorește să mai depună 3 proiecte să adaugi cu ordinea de zi, să-l ascultăm pe dumneavoastră. Vreau să acest proiect. Ordinea de zi încă am 3 proiecte pe posibilitatea că așa ne-au sosit documentele. Unul dintre ele este aprobarea indicatorilor tehnico-economici la sală de sport, reabilitare, școală și construire de sală de sport. Avem un proiect de hotărâre privind aprobarea demolării, pentru că avem avizul Ministerului Educației, în acest sens, pentru demolarea magaziei pe care va veni amplasată grădinița cu 3 grupe. Și mai avem un proiect de hotărâre. Ce? E primul ăsta, aveți? Avem un proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării de către un expert evaluator autorizat a bazinului de magazinare cu apă din zona și poate în vederea cumpărării. Este vorba despre un bazin, de apă, știți și dumneavoastră, de 80 de metri cub, care a fost amplasat de Golden Milian și care ne-a primit foarte bine pentru ceea ce vrem să facem noi acolo, clorinarii și după aia să împingem apa pe zonele mai înalte la magazinare de dealul cooperativii și în dealul mare. Nu le pune pițeală, cala se declarare? Ba da, le punem, dar drenul nu poate fi controlat, drenul nu poate fi tratat. Și magazinarea ne-a prins foarte bine pentru că se tratează toată apa și pleacă tratată din bazinul ăsta. Vă mai trebuie pompe, vă mai trebuie
Mai trebuie niște fonduri. Mai trebuie construit o căsuță pentru pompieri. Are construit tot acolo. Cine, eu chiar aș dori o comisie din... Sau vreți să aprobăm proiectul la care... Haideți să discutăm, da? O comisie din cadrul Consiliului Local, dacă dorește să deplaseze sau chiar dumneavoastră Consiliul Local să vă deplasați, vedeți despre ce vorba, se poate vedea foarte bine în ce stadiu sunt lucrările acolo. Din discuțiile avute cu CRAB-ul și cu APE de Românie și cu DSP-ul, cam asta ar fi soluția bună și viabilă ca să rezolvăm o dată situația celor trei captări de acolo. Idreanu și cu cele două puțuri de adâncime, care pot fi foarte bine tratate și apa ar putea fi scoasă din, din puțuri cu pompii de 5 kW, stocată acolo, tratată și după aia împins în, în, în sistem. Aveți proiect de hotărâri? Da, este proiect de hotărâri suplimentar. Mai aveți ceva să le dați și nouă? Nu, mi s-a dat la comisia. Da. Domnul Vlăcu, primare, două proiecte. Mai aduși la rândea noastră? Nu, nu, nu. Mă rog, cu școala și un lucru de ăla. Domnul președinte, să vă spuneți, eu cred că îmi și un titiri să propun ordine de zi și pe aia să votăm pentru suplimentarea. Bun. Foarte bine. Corect. Cine este de acord pentru ordinea de zi? S-a abținut cineva? Deci toată lumea este pentru, da? Toată lumea este pentru. Bun. Deci avem 13 pentru ordinea de zi. Dați-mi voie să iau și eu cuvântul domnul primar și domnul secretar. Am stat și am aruncat unul din aceste trei proiecte de hotărâri. Unul mi-a sărit în ochi. E vorba de proiectul cu aprobarea indicatorilor documentației tehnico-economice. Și eu consider că ar trebui să facem o ședință extraordinară săptămâna viitoare, împreună cu celelalte două proiecte pe care mi-a propus dumneavoastră, că aceste cadruri, aceste sume de aici trebuie analizate puțin și să vedem că sunt ceva cheltuieli de la bugetul local. Trebuie să vedem exact în acest capitol, în acest deviz, să trebuia specificat clar ce e la bugetul local și ce nu e la bugetul local. Arătați-mi, doamna secretar, vă rog frumos. Capitolul de deviz nu e legibil. Ia să vedem imediat. E legibil, o dată. Mai dați-o. Mai dați-o. Și încă o dată. Știți de ce vă întreb, domnul, și de ce vă rog să o amânăm câteva zile? Pentru că sunt ceva cheltuieli, dacă domnul primar își amintește, da. Acum 4 luni sau 5 luni de zile, acesta e un proiect care eu l-am propus în Consiliul Local și... Dar ca să mai să scoateți în evidență... Nu, de altfel, nu, dar o clipă. Am discutat atunci când managementul pe acest proiect costă în jur de 7.000 lei, de când să sunteți martor. Și dacă vă amintiți, acum văd că costă 70.000 plus TVA. Îți pare o sumă foarte mare la bugetul local să-l plătim doar pentru managementul proiectului. Nu mai zic că mai sunt și alte cheltuieli, cum dirigenția de șantier care 20.000 de lei. Un diriginte de șantier costă 1.000 de lei pe lună să faci un contract. Și mai sunt alte cheltuieli aici care ar putea să mai scadă puțin, că nu cred că bugetul nostru avem atât de o listă foarte mare de investiții. Cred că am mai putea să mai lucrăm la ele. Mi se pare cam mari prețurile și sumele care sunt vinculate în acest deviz. Domnul Veruș. Toate sumele pe care le aprobăm noi vor intra cu siguranță în licitație, pentru că noi nu ați de lucrarea privată, o fac cu prețul care e acolo. Domnul primar, da, cu prețul vor mai scădea. Domnul primar, eu suntem convins că 70.000 lei este sumă pe care dumneavoastră veți aloca pe ei direct. Pe procedura pensială, cu astfel de sumă, de până în 70.000 lei, s-ar trebui pe direct. Cunoaștem și noi, stați bine. Dacă o cunoașteți, înseamnă că suma respectivă, m-am mai plătit și la alte proiecte, n-au mai scăzut. Știți foarte bine. N-au mai scăzut valorile, domnul primar. Am găsit cu un studiu de trezorătate, noi am, dacă ne ducem în urmă, că am alocat 30.000 de euro studiu de trezorătate, fix 30.000 de euro s-au cheltuit. Este anuțin acum. Vorbim de un proiect care se depune pe EPOA. Știți? Care se depune pe EPOA, dar cred că nu uite, este și anul lui domnul. Ați înțeles? Acum ați primit devizul ăsta, domnul primar. Astăzi de dimineață l-am primit. Nu l-am primit la sfârșitul săptămânii trecute, deci nu am ținut unde la sfârșitul. Mă repuneți iarăși un proiect ingrată în care trebuie să aprobăm. Într-o postură de a aproba o investiție bună pentru comuna voastră. Eu nu mi-am nimic dispus prin marginea acestui proiect. Sunt dar urmă la cuvântul și colegilor. Domnul Palat, domnul Tăistaru, domnul Radu. Domnul Palat. Deci am zis să aprobăm ordinea de zi și să mânăm ca să nu fim în spații în care trebuie să voteze împotriva ordinii de zi. A devenit o practică când proiectul de zi ne dispun
ne sunt servite înainte de ședință. Deci problema asta cu cumpărarea, nu știu care, a bazinului din magazinarea apei, eu zic, întâi trebuie să vedem despre ce vorbă, dacă este nevoie să o cumpărăm și dacă noi luăm apă de la grad, ce rost mai are să cumpere bazinul de acolo, dacă e funcționarea. Pentru că ei nu mai au nevoie de bazin. Și dacă luăm apă de la grad, cum mai este nevoie de bazin? Pentru ce să aruncăm niște bani acolo? Chestia cu școala sau cu dotare, nu știu, este foarte importantă și nimeni nu este potrivit. Dar sunt sumele foarte exagerate, cum zic colegii voi. Adică eu zic să amânăm aceste trei proiecte pentru o ședință din data, dar una extraordinară, în care să ne puneți la dispoziție, poate să ne discutăm detaliat și atunci votăm cu conștiință de cauză. Domnul Tristan, vă mai aveți cum îmi domnul Tristan, părerea mea este tot la fel. Deci eu sunt cel mai bine ca să avem toate documentele justificative la proiectul de operare, să amânăm și într-o ședință extraordinară, pentru că știu că este ceva urgent. Nu spun că nu sunt de acord, dar până când nu mă pun în temă cu tot ceea ce normal trebuie ca să aprob, nu pot nici să fiu de acord cu punerea suplimentară de ordinea de zi. Domnul Radu. Eu am avut numai atâta, două proiecte. A treilea cu rezervorul, nu știu. A ajuns. La observația făcută din domnul președinte ședință, susțin pe domnul președinte, are dreptate, s-o mai cumpla la nivelul altor proiecte ca suma propusă pentru cheltuirea consultanței, s-o cheltuie toată, niciodată nu a fost o mai mică decât ceea ce a fost propus. Eu sunt de acord cu proiectul, sunt foarte de acord cu proiectul. Nu spun că e treabă urgent. Ideea este că orice proiect se poate în ședință, se poate modifica. De ce nu putem modifica proiectul ăsta ca să se dăm mai departe? Sunt de acord cu dumneavoastră, poate și pe modificare. Este adevărat că e foarte târziu astăzi. E foarte târziu astăzi, însă nu știu cum putem să ne aplicăm noi pe sume, să mă apucă să tai pe sume de aici. Chiar nu conținut așa o să zicem. Domnul primar, consultantul ăsta care cere 70.000 de lei, nu se putea deplasa așa pentru o lămuri ca să lămurească Consiliul Local, în funcție de ce discuții și întrebări o să apară, sau ar fi trebuit să apară. Eu sincer... Ca să-i dau cum se spune, bătăi, că știți dumneavoastră... Nu am auzit până acum. E urgent de treabă. Dar dacă ne propuneți să cheltuiești 70.000 pe consultant... Proiect, la astfel de sume, cu 7.000 de lei, nu l-am auzit. Bă, 7.000 de lei, poate e minim, dar 7.000 e exagerat. Chiar nu... Deci, eu zice-mă că am auzit și eu de sumii propuse pentru consultanți, dar 3% din valoarea proiectului e mult. E extraordinar. E 1%. Și acum altă întrebare la proiectul ăsta. Sumile astea sunt eligibile? Păi nu, de exemplu ăsta, că de consultanță este neeligibil la bugetul local. Păi asta e ideea. Dacă ar fi eligibil, n-am fi nicio problemă. Dar sunt neeligibili și le doare unul la vreți să achiziționați bazin acum, pentru că nu știu cât... Ați propus o sumă pentru achiziționare de rezervorului sau? Nu. Nu, tocmai asta e ideea, trebuie să facem o evaluare, că nu putem propune. Noi și nici nu poate propune. Contactarea nu e un evaluator, care să ne spună ce presupune toată treaba de acolo. Nu putem evalua, nu putem estima nici noi și nici nu putem merge fiți la ce să rânce. Avem, în punct de vedere, la, așa de la CRAB, privind instalația de proiectare, dacă sunt de acord să vrea așa, cum vrem să o construim noi acum? Dumnealor sunt de acord să vrea să se mute acum. Dar un credințe de hârtie scris ceva. Avem un trece așa. Că noi poate cumpărăm acum rezervoare, punem stații tratare și zice, doamne, la grabă, nu-i ceea ce ne trebuie, mulțumim frumos, dar n-avem nevoie. Deci noi am pus deja stații de tratare pe două cursuri, așa cum am, pe cursurile astea de adâncime, așa cum am discutat și în ședința anterioară. Am dar noi, de noi. Dar pe drept. Dar pe drept, nu se poate mă numi. Una. A doua, chiar dacă o să împingă apă de la Bacău, de acum e discuția cu dumneavoastră, să aducă apă din conducta Bacăului, ea tot trebuie să stocată undeva, trebuie să fie preluată și împinsă în magazinarea de pe dealul cooperativului și din dealul anului.
Adică nu poate să o prindă de la bacău până la, la înălțimea. Tot va trebui să avem o, o stocană undeva. Ori drenul pe care îl avem noi de acolo nu poate fi folosit în sensul ăsta. Că vezi o magazinare, clar, un magazin la apă, dar nu poate face doi mari la rezervări? Rezervorul de care? Rezervorul de vin de la școli. Apa trebuie să ajungă tratat acolo. Am rezolvat cu puțurile astea de atunci. Dar pe drept nu putem pune. A doua lucru bun pe care îl propune dumneavoastră, noi aducem apă la bacă. O dăm cu pune, o să vingem cu pompele din, din trebii, care duc și care ajung și până la presiunea poate fi dusă până la, până la magazinare. Dacă acolo trebuie să o stocați undeva, ori nu aveți un, 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 o magazinare. Asta, asta se trebuie. Dacă eu pun de vedere scripta celor care eu vreau informația de apă. Și eu ar fi d'accord cu voi. Propunem și dacă doresc. Asta ar fi bine ca să se facă, ca să putem prelua. Dacă zic eu la vreodată că nu-i ceea ce îi vrem, îi vrem și eu primare. Asta e corect, categorii ceea ce îi vrem. În categorii din urmă, astăzi, domnul primar. Cumpăram mobile de la, de la blocuri, pentru că sunt mult mai urgente decât să cumpăram un proces spus. Și tocmai să facem dumneavoastră o ședință extraordinară. Adică nu văd necesitatea cumpărării acestui Deci, și când veniți, vă rog, domnul primar, când veniți data de care punem acest proiect, să veniți cu punctul de vedere al gravului, dacă este necesar să nu nu merge pe bordi, că am discutat și nu știu care, nu. Așa am discutat, eu și am spus că nu-mi trebuie acest bază. Eu vă spun, dar nu știu, dar nu trebuie acest bază, pentru că e furnizează, nici nu, nu trebuie înmagazinat, pentru că e vor pune presiune exact cum trebuie ca să ajungă... De unde? Unde vor pune presiune? Unde vor pune presiune? De unde este exact, de acolo. De unde sunt șanse? Nu știu, domnul, dar deci să vină la ea dacă ar să-mi scurtă. Da, vorbim de doar cum se vede. Deci aia unde sunt șanse noastre este vorba de, de investiția care urmează să se facă. Are altceva. Pentru un stadiu de predare la clasă, pentru un stadiu de tratare și ca să funcționeze în parametri cât de cât normal, este nevoie ca aia să fie stocat undeva tratat. Deci acolo sunt bine. De acord. Vă rog să-mi dați toate hârtiile. Astea să le avem, astea ca să vă dăm cunoștinții, ca să... Privind aprobarea, aprobarea unui după evaluare, să știm ce presupune. Păi să scrie vederea cumpărării. Păi vederea cumpărării și facem o evaluare pentru ce. Dar mai scrie și că se împuternicește. Adică dacă am votat acest proiect, tu ați deja și încheiat contractul. Am încheiat contractul cu un evaluator, domnule, care se facă treaba. Da. Adică, haideți să amânăm cu ședința viitoare, să ne puneți toate hârtiile la... Eu cer cu mai mult decât am mers dumneavoastră și n-am ce vă spun. Dar n-am citit, domnul primar, acum ne-a spus, acum. Trebuie să analizați, acum ne-a spus. Deci acum nici nu m-aș fi așteptat să fiți dumneavoastră de acord. Dar de ce să nu fiți de acord, domnul? Dar n-ați spus niciodată, de fiecare dată ați cerut amânare la orice proiect, nu primul proiect la care ceri. La orice proiect am venit, domnule, să amânăm, să amânăm. De ce poți să ne zice, nu știu, dar... Probabil că ați mai puneți-o, pe disul cu muncim așa, până la care. Eu sunt de acord cu proiectul hotărâre, dar nu asta se spune, l-am spus de la început. Iar, din punct de vedere tehnic, acest bazin trebuie captarea, pentru că între ei este mai în jos față de dealul mare. Și indiferent ce ar fi, trebuie ca să o captezi undeva, ca să ai, ca să ai posibilitatea să dezvolți pe ramura unde nu ajunge presiunea. Și deci eu, din punctul meu de vedere, este bine ca să facă lucrul ăsta, dar... Deci nu e problema, domnul Prestarul. Eu zic că este viabil și eu zic și gravul și apelul... Dar nu au fost documentele puse ca să poți imediat ca să, ca să studiem, ca să putem să ne dăm seama despre ce este vorba. Acum vreau să vă întreb ceva. Credeți că eu am documente, credeți că eu am documente și nu vi le dau? Păi nu am documente, cum n-ai nici vot. Votul am propat acolo, pus bazinul, nu este bun, ne-am găsat și nu am pus.
Dar să cere documentele astea. Păi nu, o să le prezinti dumneavoastră dacă ai documentele evaluator, ca să facă omul evaluare. Adică nu putem exprima nici noi, nici vor de dumneavoastră. Dar ce-ar trebui să ne vinzi, noi cumpărăm ca la piață. Trebuie să spună cineva care să spună, domne, bazinul ăsta valorează atât, lucrările făcute până aici valorează atât, în stadiul de funcționare valorează atât. Dar să știm despre ce punctul de vedere. Și ce mă întrebeți? Păi nu, am înțeles punctul de vedere, ne lungim o discuție. Eu zic să supunem votului, dar nu colegii sunt de acord. Dar aceste trei proiecte, așa. Dar la dezbate, stau să mă sau dezbate votul. Cine este pentru că aceste proiecte sunt punctual? Dați-mi. Am în față un proiect privind demolarea construcției. Domnul Radu, sunteți mare și nu iau ușor vă de asta. Proiectul de hotărâre privind demolarea construcției C2 magazie, CF6264, din curtea școlii Emil Brăiescu, situat în Comuna Mâncă. Cine este pentru ca acest proiect să intre pe ordinea de zi, suplimentar? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare, modernizare, dotare și extindere cu sală de sport, școală gimnazială Emil Brăiescu, Măcura Sat, Măcura Comună, Măcura Județul Bacău. Cine este pentru că acest proiect se intre pe ordinea de zi astăzi? Indicatorii. Păi am citit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pentru. Acum, abține. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7 abține. Deci nu se introduce pe ordinea de zi. Iar al treilea proiect de hotărâre privind realizarea, privind aprobarea evaluării de către un expert evaluator autorizat a bazinului de magazinare a apă din zona Șicute în vederea cumpărării. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci evaluarea bazinului. Singurul proiect 10 pentru. Nu, nu. Cine sunt pentru abține? Cine sunt abține? 1, 2, 3 erau. 3. Valiență, Tavaș și Beruș. 3 abține, da? Deci, vă rog să vă dați, nu sunt împotriva acestui proiect. Nu sunt împotriva introducerii lui astăzi. Pentru că astăzi ne s-a educat, iar... Domnul Brânzitor este să ia cuvântul. Pe imaginea proiectului cu magazinarea apă, nu? Da. El a intrat pe ordinea de zi. Nu, dar din anul vrea să ia cuvântul. Am fost solicitat cu primar ca să vă dau câteva explicații având în vedere faptul că am participat cu cei de la Craiova. Chiar de la Craiova. Am fost în de anul mătrâșii și... Dar de asta proiect de votul de vechi. Am nici așa. Aș avea o propunere înainte de a începe. Putem să începem cu proiectul numărul 2, având în vedere că e și persoana direct implicată aici în sală, ca să nu mai stea să se lucreze. Dar a fost? Da. Da, de ce nu? Sigur. Ok. Proiectul numărul 2 de hotărâre privind avizare post, construire, locuințe și serviciu firmă. Extraclan Comuna Mocura, Județul Bacău, beneficiar Pușcașul Paul Codin, Pușcașul Nicoleta Elena, Pușcașul Gheorghe, Pușcașul Tudora, Ciubotarul Frigilit de Alexandru, Ciubotarul Frigilit de Miliana, Cosma Nicolae, Cosma Elena și Consisem Construcțelele, suprafața 10.438 de metri pătrați. Să-i dăm cuvântul domnului inițiator, primar Costa Șordar. Da. Este un plan de urbanism zonal pe care îl face domnul, cei care, pe care ați numărat dumneavoastră acolo, pe cheltuiala dumneavoastră. Pe cheltuiala dumneavoastră. Parcurge traseul normal, așa cum l-au parcurs celelalte puzuri pe care le-am aprobat. Este un lucru bun. Dar nu mai departe. Dacă sunt ceva înlămurit... Domnul Radu, vă rog. Eu am văzut schița puzului acolo. Am văzut ceva o linie roșie care gardează și drumul de acces. Sunteți aici, dacă puteți, la urmă. Spune ceva de pe cei... Este domnul
secundă. Sunteți cu spatele. N-am înțeles. Am auzit doar de ceva de linie roșie. Apare o linie roșie care încadrează drumul sătesc. Dacă are schiță. Ia să vedem, eu am o un plan spaioare. Așa. Asta e drumul sătesc. Așa. Și pus drumul de-a voastră încadrează și drumul. Deci... Nu, deci asta este, dacă uitați aici, sunt locuințe, într-adevăr, propuse. Astea sunt locuințe. Da. Linia roșie, ce reprezintă? Linia roșie reprezintă... Linia roșie mai groasă. Linia roșie reprezintă limita de intravilan. Aici sunt deja casele celor... Înțelegeți? Deci asta este limita intravilan. Limita, cum văd aici, intravilanul e pe aici. Da, nu are nicio legătură. Deci noi nu ajungem să blocăm drumul sau să facem lucrări cadastrale pe drumul. Îți și drumul? Nu, nu. Păi și atunci ce ați încurajat? Ați obiect să vedem despre ce vorba, că probabil... Da. Ceva mai detaliat. Nu este... Deci nu este... Este așa, limita intravilan existent conform cu... Da. Dacă îmi permiteți, vedeți, este mai mare zona. Este și cea deja veche, care este deja introdusă intravilan. Deci, de obicei, se studiază și acolo. Uitați, și aici este. Deci, este o zonă generală. Asta este... Ați intrat în drum și nu știu de ce. Nu am intrat în drum. Este o zonă studiată. Deci, dumneavoastră, s-a studiat o zonă mai mare. Asta nu înseamnă că noi facem o lucrare cadastrală sau ceva. Cei de la Consiliul Județean... Acum exact ce spune domnul Pușcașu. Trebuie să țineți cont de faptul că la Consiliul Județean nu trece nicio documentație dacă se trebuie. Eu cred, după părerea mea, poate nu spun bine. Eu cred că e zona studiată. De obicei, se fac totul, se studiază o zonă mai mare. Domnul primar, se vede că această zonă, de ceea ce spune... Inclusiv calea de acces. Este mai mare, este studiată, inclusiv partea de pe nord, unde deja este realizat acest... V-ați proiect de la zonă este linia albastră. Acum, da, cine îți da, face o documentație de genul ăsta, clar, prezintă un act de proprietate. Nu cred că cineva face o lucrare decât pe ceea ce are documentul. La fel, este zonă studiată. Domnul Pușcașu, am înțeles. Ca să nu mai lungim discuții, domnul Radu. Nu prea am înțeles. Dacă nu înțeles, dați-mi voi exprimați prin vot. Dacă n-am înțeles, dați-mi tot prin vot. Noi, cu siguranță, o să-i dăm drumul domnului Botei. Dacă nu priceți, nu înțeleg, mă pot abține, nu? Dar totuși să ne transmiteți o bun vedere la domnul. Eu o să discut cu domnul arhitect și voi... Exact. Dacă ați considerat că sunteți lăburit, sunteți votat. Cine nu-i lăburit, poate să abține, nu? Asta e... Logic. Înțeles, domnul Radu. Mai sunt întrebări? Cine este pentru? Abține? Deci avem 11 pentru, 2 abțineri, domnul Radu, domnul Calau. A trecut proiectul de vot. Da. Mulțumesc frumos că ați ales investiție în comuna noastră. Da. Mulțumesc și eu pentru înțelegere. Proiect numărul 1 de hotărâre, proiect de hotărâre privind aprobarea actului acționar numărul 3 la contractul de delegare a Serviciului Public de Sanitizare al Comunei Măruri, județul Bacău, numărul 6006,
din 12-12-2005, pe 1248, pe 1301-2006. Deci, mai tot 200 minuni. Mulțumesc. Prețul mi-a fost comunicat la primul act condițional privind mișorarea taxei de depozitare la 24 de lei pe tonă, cum fusese inițial. Da. 24 de lei. Mai puțin față de către era. Acum, deci, cât de benefic, avem atenționat, avem tot ce ne trebuiește. Și atunci, din punctul meu de vedere juridic, zic că cei care ar fi în măsură de a putea ca să arate cum este calea cea corectă, sunt cei de la Agenția Electorală. Ce punct de vedere au dat ei? Că așa am cerut în ședința anterioară. O amânăm pentru a ne pune, pentru a ne da un răspuns. Ce spune în... O spus cu comisia de validare cu părășit, nu așa cum... Dar să... Hai să citim acolo. Citim pe hârtii, documente. Dați un pic. Deci, doamna secretară, cred că ar fi cel mai bine ca să ne dea un răspuns cât mai clar și obiectiv. Recitați pe răspuns. Păi da. Dar am citit și... Deci răspunsul este cel care l-ați avut la mapă data trecută. Nu s-a făcut referire la... Nu aveți o nouă adresă. Păi. Nu am, am nu am o nouă. Deci aceleași documente care au fost la noi. Dacă mă lăsați, vă spun, da? Deci nu am o nouă adresă făcută referitor la explicația din DEX a cuvântului domiciliu și reședință. Și eu dacă stau bine, zic eu că... Dacă mi-aduc eu bine aminte, nu s-a solicitat în ședință să fac adresă la EFE, să-mi explice EFE-ul ce înseamnă domiciliu și reședință. Niciodată, deci niciodată nu a fost vorba așa. Adică eu cel puțin mi se pare un pic penibil să mă am spus ce înseamnă domiciliu și reședință. S-a pus problema eligibilității, de fapt. Acolo era problema, da? Eligibilitatea care ei au spus trebuie să o analizeze comisia de validare. Așa a fost și prima dată. Da? Da, asta nu, a fost... nu are dosar penal, nu... Deci eu nu mă pronunț, eu vă spun, aveți
stați un pic, domnul Pala, dacă mă lăsați să spun și o idee până la capăt, zic eu. Dumnezeu acolo au zis că comisia o să verifice eligibilitatea. Și prefectura așa e pe om, da? Analizează documentele care le-ați avut la mapă și data trecută și acum și hotărăște dacă îndeplinește condițiile de legea 115 pe 2015 sau nu. Adică... În speță face proces verbal de invalidare sau invalidare, comisia și apoi se intră în Consiliu. Asta este procedura legală. Stimați colegi, doamna secretară o să-mi dea dreptate sau o să zâmbească, dar o să tacă din gură, din respect. Să fim foarte bine lămuriți. Când o problemă iese din tipare legislative arhicunoscute într-o primărie, nicio autoritate, vorba domnului secretar, nu o să vină să ne explice cu punct și virgulă ce e și cum. Pur și simplu, ei aruncă pisica unde? La comisie. Aruncă pisica la comisie și eu, în cuvântul meu, asta vroiam să vă rog. Să vă gândiți de 7 ori, ca precum proiectorul, și tăiați odată. Departe de mine gândul că treaba asta ar putea avea repercusiuni ulterioare. Dar e bine totuși să vă gândiți bine. Încă o dată vă spun, nimeni nu o să explice cu punct și virgulă cum e bine să facem. Ce pur și simplu au aruncat pisica pe umerii acestor 5 membri ai Comisiei de Validare. Sau cât 5, cât oameni. Cât sunteți? 5. Doamna... Atât, mulțumesc! Mulțumesc! Vă rugat, domnul Preistaru, să știți, vă rog să citiți punctul de vedere la ei. Eu poate nu mai țin nimic de ce a fost așa sau... Ca să... Și după aia... Eu am reținut, domnule, aspect. Sincer, chiar trebuie să... Spune domiciliu, asta e. Nu, spune că trebuie să, să aibă în vedere. Haideți că... Nu știu dacă este corect ceea ce fac sau nu. În fine, mi-asum. În primele două adrese, de la prefectură și de la EP, s-a spus să se verifice comisia de validare, să verifice eligibilitatea. Eu aveam punctul meu de vedere, din citirea și interpretarea legii, ca orice jurist își formează o idee, cam cum ar trebui corect să interpreteze legea și răspunde pentru ceea ce interpretează, dar am vrut să mă asigur mai mult că procedez corect. Și am făcut, în nume personal, de secretar care dă legalitate pe o, pe o hotărâre, da? Adică personal mă refer ca funcție, nu că eu cu buletinul, că nu e treaba mea, eu cu buletinul. Și am făcut, da, am făcut o adresă la EP și am rugat să-mi explice exact ce înseamnă eligibilitatea a EP-ului. Pentru mine asta era problema. Ce înseamnă eligibilitatea? Nici de cum domiciliu sau reședința. Pentru mine astea două erau clare. O să gândesc câteva exemplare și o să citesc unul. Dați-mi și în spate și o să citesc. Da, spune așa, referitor la adresa dumneavoastră, care am făcut-o eu înregistrată la autoritatea electorală, vă comunicăm următoarele. Condițiile de eligibilitate pentru funcția de consilier local sunt cele prevăzute la articolul 4, 5, și 6 aliniatul 2 din legea 115 pe 2015, care am vorbit mai respectiv. Să aibă cetățenia română sau cetățenia unui alt stat, membru al Uniunii Europene, să aibă drept de vot, să fie împlinit până în ziua alegerilor, inclusiv vârsta de 23 de ani, să nu-i fie interzisă asocierea în partide politice, să nu-i fie interzisă exercitarea dreptului de a fi ales prin hotărâre judiciară, să aibă domiciliu pe teritoriul autorității administrative teritoriale în care urmează să fie ales. Asta este răspunsul AEP-ului. Independent și clar. Dar eu nu mă pronunț asupra așa ceva. Eu m-am prezentat răspunsul AEP-ului. Pentru că, pentru că rezidența înseamnă domiciliu. Am întrebat și eu și în dreapta și în stânga și jurist și jurist din primărie Bacău și jurist din alte primării și jurist care din Bacău. Așa am spus. Atâta timp cât tribunalul sau comisia au acceptat candidatura lui pe listele Partidului Social Românesc, atunci nu există niciun impediment să nu fie ales ca virgulă consilier. Pentru că rezidența înseamnă domiciliu. Asta e. Și dacă tot ați întrebat, dacă nu m-a prins pe cuvânt, dacă tot s-a întrebat ce înseamnă eligibilitatea care era
în legiul nu. Și vă rog să întrebați ce înseamnă domiciliu. Dacă domnule, nu e așa, întrebați. Dacă tot stăm așa și amânam proiectul ăsta, până la Sfântul așa, arătați-mi voi, vă rog, vă rog, vă rog, dacă tot... Asta mă chinu să deschid acum. Dacă tot... Proiectul de hotărâre? N-ai interes, n-ai dați-mi voie să iau și eu primul. Acum se pare că AEP-ul a dat un, o pasată la comisie, în fel, comisia să hotărască. Noi avem un candidat, avem o persoană care a fost candidat pentru funcția de consilier local. Toate listele de candidați au fost verificate de către tribunal. Greșesc la un secretar? Da. Da. Greșesc? Nu. Deci nu au fost sau nu au fost verificate? Nu au fost verificate. Dacă au fost trimise, au fost trimise. Da. Au fost trimise, nu? Da, au fost trimise. Nu au fost contestate, au fost luate ca atare. Deci, candidatul respectiv a fost acceptat și a și votat în Comuna Măgura, acum 2 ani de zile, pentru Consiliul Local Măgura și pentru funcția primară al Comunei Măgura. A avut și drept de vot și putea să fie și ales cu 2 ani de zile putea să intre consilier local. Acum, între timp, se pare că na, s-au mai format între noi, unii ne mai simpatizăm, unii mai puțin, unii mai mult, s-au format niște opinii separate, că domnul Radu Neru se pare că n-ar trebui să fie consilier local. Părerea mea, dacă omul a fost acceptat acum 2 ani de zile și nu a fost contestat, de ce nu contestăm noi acum, după 2 ani de zile? Pentru că nu și-a asumat nimeni de asta. Și acum, dacă îmi dați și mie cum... Da, vă rog. Dacă să de la comisia de validare noastră. Nu, nu, vreau să vă zic de la ce, că n-am nimic cu domnul Radu Neagru, chiar e un om pe care îl simpatizez, cât și cu domnul președinte PSR-ul Tavar, nu am nimic cu nimeni. Însă, dacă nu dă cu părerea și nu ne dă un răspuns, Negru pe al AEP-ul, juriști de la AEP și alți juriști, de ce seamănă în pericol comisie de validare? Adică 5 oameni care nu au studii de juridice și trebuie să-și dea cu părerea într-o chestiune cu iz penal. Eu o să mă abțin de la acest dreptul la doua intervenție. Doar zic, dar vă rog, eu o să spic și jos. Deci, domnul președinte, o să mă accent de la acest proiect de hotărâre, tocmai din cauza asta nu vreau să pun în jocul comisie de validare. Domnul președinte, vă rog frumos, e în afara concursului. Domnul Tavar, tu le știi ce nu înțeleg eu, mă iați pe spune. Tu le, de cât timp de hărâim noi cu mandatul ăsta de consiliu? Deci părerea mea că dacă omul ăsta vrea să fie consilier, își face una de mutații pe Măgura, domnule. Și termina pe la muncă. Ce n-ai mai, domnule? Dar nu asta este problema, domnule. Și dacă omul a fost acceptat, vorbim în principiu. Ok, nu, dar... Dar fiecare om este drept, are dreptul să hotărească ce e bine pentru el și ce e bine. Atâta timp cât candidatura lui a fost acceptată cu o rezidență și unii, dacă aia care știu, adică venim noi acum, venim aia de la tribunal care trebuia să verifice dacă este corect sau nu, au spus că da, domnule, poate să candideze. Venim noi care nu avem studii juridice și spunem, nu, domnule, haide să interpretăm limba română. Deci, rezidența înseamnă domiciliu. Am înțeles, domnule. Am întrebat mai mulți juriști. Rezidență înseamnă domiciliu. Nu stă în stradă. Are rezidență. Iar cel mai ciudat este că omul a avut drept de vot, a fost candidat... Și tocmai de asta. Deci omul avea domiciliu în Bacău, dar a votat în Măgura. Ca să ne înțelegem. Omul dacă ducea la Bacău și vota și la Bacău, era o infracțiune. Corect. Nu înțeles. Corect. Bun. Este altceva. Nu înțelegeți un aspect sensibil aici, exact. Dacă e să vorbim chiar cu legii. Deci, îți dă dreptul să votezi cu reședință. Da? Dar nu-ți dă voie să fie ales. Face. Am mai discutat data trecută și dacă nu mă înșală memoria, domnul Marian a citit exact paragraful ăla unde făcea diferența că poți să votezi cu domiciliu și reședință, poți fi ales doar cu domiciliu.
În lege. În aceeași lege, la două articole, unul cu altul. Mai este... validăm alegerile din Comuna Mugura, domnul Secretar? Mai este un... Nu. Ele puteau fi contestate în 6 minute. AFP-ul își rezervă dreptul. Da. De a verifi... Adică nu își rezervă dreptul. AFP-ul spune clar. Se verifică eligibilitatea dacă s-au încheiat alegerile și nu au fost contestate în momentul validării mandatelor. Adică cei care au fost validați. La momentul validării. La momentul validării. Vorbim de domnul Radu, care urmează să fie validat acum. De asta parte la tot ce loc care eu, după mine, eu sunt lămurit în felul meu și nu știu ce să mă uit și în buletin. Sau în cartea de identitate. Și scrie clar aici. Nu am nici cu domnul Radu, nici cu dumneavoastră. E cartea de identitate aici. Făcută de SCL, mă rog, Serviciul Public de Evidență a Populației, da? Unde scrie clar, domiciliul, Comuna Mândru. Nu scrie rezidență. Nu scrie rezidență. Rezidența ceva atașat, aici. Domiciliul e aici. Asta e domiciliul. Dacă este așa, cum spuneți dumneavoastră, înseamnă că trebuie să aibă domiciliul și când a candidat. Da? Vorbim la momentul, la momentul acesta vorbim. Pentru că uitați, aia pe o spune. La momentul validării. Dumnezeu n-a fost validat. Mai este un lucru. Deci, noi nu trebuie să votăm acest proiect Consiliul Local. Noi luăm act. Nu așa, doamna președinte? Ajunge în comisie. Dar a fost la validare tuturor mandatelor. Deci a spus la validare. La validarea domnului Bărăș. S-au fost discuții făcute... Și ce? Ce-am să rugim? Domnul Berușca, a fost discuții și atunci că nu s-a făcut proces verbal din Comisia de Validare că are mandatul ilegal și nu știu ce. M-a dus în băsat și am verificat. Chiar mi-o păsat. Și a zis, uitați domnul Berușca, că ești proces verbal de toți semnat, toți membrii Comisiei de Validare. Adică la fel ați făcut și nu l-ați validat. Se face un proces verbal al Comisiei de Validare, constată dacă Comisia îl validează sau nu și se vine cu procesul verbal care este anexă la hotărâre și Consiliul Local hotărăște da? Validarea sau invalidarea mandatului. Am înțeles. Deci noi acum Comisia de Validare trebuie se retrage. Da? Face procesul verbal. Bun. Okay. Face procesul verbal. Asta înseamnă 5 domnul președinte. Și ceilalți trei sunt membri, toți cinci vei semna. Secretarul vă să aleși când sunt consiliul de comisie, da? Păi nu știu, eu n-am văzut. Și n-ați văzut? Președintele și secretar. Păi că n-au fost consiliul de comisie, e frigut undeva, aveți procesul de comisie. Este cum sunt. Pentru vorbim de Comisia de Validare, e aceeași comisie. Chiar am fost doar bani și noi am fost de fapt multe ori, dacă nu mai știam. Cum n-a fost? Că n-ați comisie. Dacă știți, ca să nu mă duc să caut în arhivă, eu n-am găsit în hotărâre președinte și secretar. Dumneavoastră știți cine a fost? Nici o problemă. Păi și cum președinte și secretar acum, dacă stabilim, nu trebuie menționat de la? Dar știți, domnule, dacă a spus. Dar știți dacă l-ați stabilit la procesul verbal de validare. Dacă nu știm, l-am uitat sau nu l-am avut. Că acum, dacă ne-l alegem nou, trebuie să menționat de la? Sau ține numai pentru noi? Dreptul comisia formată din 5, în cadrul comisiei cei 5 hotărăți cine primul. Mă duc la dosarul de validare și gata, că dacă nu vreau să duci în trezor. Dar nu se poate, atunci au fost. Ia să zic eu, știi ce problemă care mă zic în loc. Cine președinte? Cine nu te vreau să fără un loc, nu? Mă dă țigară. Vreau să vă dau. 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 Vreau să vă dau
cum o plimbă la ședința de validare, încheiat astăzi 28.06.2018, am hotărât că domnul Radu Florentin și eu duc cum să fie secretarul acestei comisii, toți s-au votat pentru. Compos de funcție, de... Da? Da, fiți special așa, stai că o remunerație zero. Da. Nu mai vreau. Procesul... Acum... Acum... La punctul de... Deci, noi am stabilit cu toții la un moment dat, prin discuții, pentru că nu a fost... A fost o discuție mai mult decât o ședință și am fost cu toții să solicităm. Să veniți dumneavoastră și mai cereți un punct de vedere a AIP-ului, din care îi spuneți să nu mai aruce pisica în părtă. Noi să spunem, doamne, dacă un candidat care i-a fost acceptată candidatura cu rezidență, poate să candideze... Poate fi validat. Poate fi validat. Rezidență sau primi domiciliu. Deși la început asta vreau să chiar... Dacă vă citit alții, citește acolo așa, ca să întreagă la alții. Deci proces verbal. Al Comisiei de Validare a Consiliului Local Nagoia Județul Bacău, încheiat astăzi 28.06.2018, Comisia va solicita Secretarului Comunei să se adreseze AIP-ului și să ceară un alt punct de vedere privind situația unui candidat la Consiliul Local Măgura. Acesta candidat pe listele unui partid politic cu reședință în localitatea respectivă. La momentul alegerilor. La momentul alegerilor. Dacă poate fi validat în Consiliul Local cu reședință sau domiciliu. Menționez că la început toți am fost de acord, după ce au ieșit doi colegi ai noștri, adică un coleg, nu știu, au venit cu alt punct de vedere pe care îl respect. Și anume domnul Sorin Dascălescu s-a acționat și domnul Vență. Da. Iar noi, toți trei, am solicitat, deci cu majoritatea, solicitam acest punct de vedere. Poftiți. Să fiți sănătoși. Deci, se recunoaște să solicitați un alt punct de vedere. Să mai solicitați. Nu, dacă au candidat, să fie să respectați. Dacă dați voie, v-am abținut. Nu, dacă nu visităm cu tot. M-am ajutat pe consideratul că timpul autoritatea electorală permanentă ne va da același răspuns. Ne va trimite direct la lege, unde scrie destul de clar. Articolul care mă invoca și domnul Spiție. Nu, știm, nu presupunem noi. Ba, eu presupun și așa va fi mai invocat simplu. Vă rog, domnul Radu, aveți cuvântul. Domnul coleg de comisie, asta e părerea ta. Părerea mea este că ar trebui să avem o situație clară. Să nu fim puși în ceață în momentul când ne dăm cu părerea într-o comisie. E vorba de viitorul politic, poate, da? Care poate să nu fac post. Când spun viitorul politic a unui cetățean din Comunalasă, nu? Nu știu, poate vrea, poate nu vrea să-și dea cu părerea Consiliul Local, poate vrea să fie, să candideze la un moment dat și în altă funcție în Consiliul Local sau în primăria asta. Nu ne permite noi acum ca să-i dăm un șut sau să-l punem în ilegalitate, validându-l în Consiliul Local. Sunt organe care cunosc legea mai bine decât noi, poate să ne spună clar, doamne, ăsta o candidat cum e celor doamna secretară, poate să adreseze clar, concret, comisiei sau AEP-ului pe care se cer convertorii. Acesta a avut reședință în momentul alegerilor, a candidat așa și acum are aceeași situație. Îi trebuie domiciliu sau reședință? La revedere! Domnule, dar de 4 luni de zile asta facem. Exact. Ce faci? Eu am spus să legea. Deci, domnule, dacă nu aș... Dar nu pot să am încredere în părerea dumneavoastră. Dacă nu, dacă nu aș fi pus proiectul de ordinea de zi, ar fi spus domnul Cadal că am ceva potrivă și nu doresc să pot prioritizez așa. Acum, dumneavoastră trebuie să faci o decizie. Mă gândesc că avem discuții puncte de vedere. AIP-ul mai trebuie să vă trăie la lucră. Și prefectura ne spune ceva. Și AIP-ul ne spune ceva să o provoca. Ca și Comisia de Validare, la momentul respectiv, să se exprime. Nu discutăm de când a fost în 2000. Dați-mi voie.
Dați voie, deci, doamnă primar, da. În calitate de comisie de validare, vă rog respectuos să ne lăsați încredul noastră de comisie. Dar eu vă mulțumesc prea mult, de 4 luni de zile, așa. Ați mai solicitat odată amânarea pe considerentul că vreți să vă lămuriți. Vă mulțumesc. Am așteptat să vă lămuriți, probabil nu v-ați lămurit. V-ați lămurit, asta nu mai vă mulțumesc. Vă rog frumos, acestea fiind spuse pe acest proiect de hotărâre, trecem mai departe. Da, așteptați un pic, că am o problemă la procesul verbal de alegeri președinte și secretar. Hai să duce, domnule. Vă rog tare mult, toți membrii semnează, da? Da. Așa, aspect. Deci, cine a scris procesul ăsta verbal? Eu. Ăsta la altul? Eu. Dumneavoastră? Da. Scrieți la cei voi ce? Că s-au obținut. Da. Nu mai mare nimic. Da. Da? Da. Să fie corect. Da, da, da. Bine, da. Și în situația asta, având în vedere că nu avem proces verbal al Comisiei de Validare, proiectul de hotărâre. Nu mai are deci rămâne ca la logra, nu are obiect. Deci urmează să facem adresă, o să fac adresă la EP și o să vă rog să veniți. Cine este de acord pentru amânarea proiectului de hotărâre? Cine este? Domnule, nu la mână. L-am aprobat pe ordinea de zi. Am aprobat pe ordinea de zi. Dar Comisia de Validare a stabilit altceva. Noi, dacă nu mai trebuie, Comisia nu se poate fi. Noi acum, noi acum putem hotărâre. Dacă hotărârea Comisiei pleacă către AEP. Nu. S-a hotărât de așa. Am un nou proces verbal. Nu, Comisia a luat o hotărâre și noi trebuie să o respectăm. Și cu asta, ce putem să facem? Domnul președinte, dacă noi trebuie să ținem cont, n-avem încotro, comisia e noastră, am ales. Ținem cont din ce a hotărât această comisie. Și hotărâm, de comun acord, că acest proiect de hotărâre va intra în rol după ce primim răspunsul. Da, corect. Perfect. Cu condiția, bineînțeles, că doamna secretară să vrea să facă ce am spus comisia. Nu mi-a rugat bine doamna secretară, nu fie cu condiția asta. Doar că considerăm că o să avem și ar trebui să respect. Dar nu, dar hai să vă spun din unii. Domnul, stați un pic, dar îi faci o glumă. Domnul Talan, nu te superi. Domnul Talan, știți de ce am făcut remarca asta? Trebuia să fii un pic mai hoț. Să spui comisia va ruga pe doamna secretară să ceară, adică nu pe secretarul comune. Dă-mi voie, în calitate de președinte, domnul secretar a formulat. Așa, dacă vă ziceți... Aici e genul de respectos, doamna secretară, n-a fost domnul Rădut, o să știți. Haideți ca să încheiem, să trecem la proiectul. Am încheiat proiectul ăsta, domnul Trestaru. Trecem la următorul proiect de hotărâre, care a fost ținut. Nu mai am o secundă. O secundă. Vreau să întocmesc întrebarea către AEP, cu rugămintea de cei 5 membri, să semneze alături de mine către AEP. Da? Da? Da. Semnatar, ca să nu mai fie desfășurat. Sau puteți atașa o copie la procesul verbal? Nu, chiar nu sunt sigur. Procesul verbal, o pot să-l atașez ca să vă aflu la putere ce sunt. Va fi convit de către și poate fi solicitare, va fi făcut topit de secretar, dar va fi făcut de către comisie. Corect, da, domnule, așa e. Bun. Proiect de hotărâre, privind aprobarea evaluării de către un expert evaluator autorizat, a bazinului de înmagazinare apă din zona Șipote, în vederea cumpărării. Domnul primar a mai prezentat o dată proiectul. Eu am făcut prezentarea, nu am luat eu decizia asta singură sau din, eu nu știu cum să mă exprim, ca să fiu înțeles, ci la concluziile trase de Apele Române, de CRAB, prestatorul care va prelua în curând sistemul de apă pe Comuna Mura. Și de dorința de a livra către cetățeni o apă bună, tratată așa cum este normal. Rămâne gândit să luați o decizie în sensul ăsta,
Numai în urma unei evaluări putem achiziționa, putem introduce în domeniul public anumite obiective. Domnul Talau, ce apoi domnul Chiti. De păcate, acest proiect nu a fost livrat în ultima secundă, așa, e cald și n-am văzut nicio adresă din partea Apele Române, nici din partea CRAP-ului în care se solicite dumneavoastră să cumpărați acest rezervor. Nimeni nu, dacă interesul comun e un pune și așa, vă rog să ne aduceți acest hârtie și eu sunt primul care voi vota pentru cumpărarea lui. Un alt punct de vedere, dacă tot suntem la capitolul de apa și canalizare, vă rog să veniți cu propunerea să răscumpărăm pompele de la blocuri, să vă faceți un studiu de evaluare și să ne luăm din la domnul care e gestionarul a sistemului de apă, ca să nu mai rămână oamenii aia stresați și să zică, Doamne, dar cu noi și cu ce rând. Adică să luăm și pe altă. Nu luăm numai apă. Să luăm și acolo ca să se rezolve toate problemele, dacă toți vreți să faceți o treabă gospodărească. Eu sunt sigur că îmi doresc să fac o treabă gospodărească. Dumneavoastră a spus acolo că doresc să cumpăr. Nu, noi toți. Consiliul local este proprietarul sistemului. Nu sunt eu, nu-i costa așa. Proprietarul sistemului, domnul Talau, v-am ascultat, da? Eu cred că vreți să vă faceți un pic de capare electorală pe tema fosii de la blocuri. Dar deocamdată trebuie să lămurite situația juridică a fosii de la blocuri. Nu vă permit, domnul președinte, vă rog frumos. Vă rog frumos să răspundeți pe marginea subiectului. Vă rog frumos, nu stabiliți dumneavoastră ce și cum răspund, vă rog frumos. Vă rog frumos, domnul președinte. Domnul președinte. Părerea mea este că nu îți exprim cuvânt. Da? Îmi spun un punct de vedere. Da, dar nu puteți să discutați, să duceți pe temă politică, știi că apare... Eu nu pe temă politică, noi discutăm pe marginea proiectului. Dar voastră faceți de știți, în oricare dați ca alte discuții. Domnul președinte, n-am fost cu atent sau nu mi-ați atras atenția domnului Talau că nu face obiectul proiectului de hotărâre sistemul de canalizare de la blocuri? Sau n-am reținut eu bine, nu? Da? Că dacă tot vorbim de apă... Păi și dacă dumneavoastră a specificat, nu credeți că sunt în măsură să-i dau un răspuns, domnule președinte? Sau dumneavoastră sunteți aici ca să puneți pe ei pun în gură, sau cum? Păi dar atunci așteptați să-mi exprim punctul de vedere, domnule președinte, da? Nu mă mai rugați, am punctul de vedere pe care vreau să-l exprim, da? Domnul președinte, conduceți ședința și lăsați pe fiecare în parte să-și exprime punctul de vedere, da? Nu v-am acuzat în limita. În limita proiectului de hotărâre care aici, domnule, da? Exact. Dar eu nu v-am acuzat că aveți vreun interes, domnul primar. Dumneavoastră acum acuzați că faceți... Dar nu vă acuz că aveți vreun interes, dar de cine abate la proiectul? Eu trebuie să dăm o speță clară. Avem un proiect de hotărâre astăzi, da? Pentru că... Pe care discutăm cine apa au fost în neapărat. Este legat de sistemul apa și... Faceți de la capăt. Trebuie oficiului, da. Vedeți că aveți inundații. E domnul vice acolo. Păi ce faceți? Mergeți să desfundați acolo, că apa când ajunge pe șosea, unde se duce? În caz în curte este domnul vice acolo. Nu cred că o să rezolve nimic afară un utilaj. Faceți... Eu sunt raportul ăsta. Evaluarea bazei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da? Unde ești că lipsi? 9 pentru. Da. Abțineți sau votați? Abțineți aici? Da. 1, 2, 3. Da. Deci, stați un pic, lipsește două. E vorbit că la pătura aia, cum ești acolo față de unde e în acum aveți. O venit acolo și e fundat acolo, zice că acolo, da, da, da. Magazinul mix vine pe stradă, ai plin. Și așteptăm Ricola, Ricola. Ai pune și proiecte. Și demorarea funcției C2. Da, să-i duci pe acolo. Dacă nu vine, domnul Pintilei. Demorarea magazinului din curtea școlii. Cine este? Discuție? Nu, s-a discutat. Cine este?
Demolare. Pentru demolare. Domnul Radu, v-ați abținut de la bazin? Nu, am votat. Am numărat? Nu, am votat. Discuții la divers. Deci, domnul Beroșcu, nu mai pic, n-am votat în ceați. Nu, dacă e în bază, nu, 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 n